Avem o informație de breaking news. Ședința coaliției s-a finalizat în urmă cu puține momente și avem un prim anunț, și anume că cele două partide au clarificat toate elementele legate de sustenabilitatea finanțării măsurilor cuprinse în noua lege a pensiilor. Așadar, legea va ajunge în Parlament. Mergem la colega noastră Cătălina Mănoiu pentru ultimele informații cu privire la deciziile luate de coaliție în urmă cu câteva momente. Cătălina, te ascultăm. Bun găsit! Premierul Marcel Ciolacu a anunțat pe Facebook concluziile acestei ședințe a coaliției care a avut loc aici la Vila Lac. Premierul spunea că au fost clarificate toate aspectele privind sursele de finanțare pentru noua lege a pensiilor. Nu precizează însă care vor fi aceste surse de finanțare. Spune însă premierul Marcel Ciolacu faptul că împreună cu Nicolae Ciucă vor depune în Parlament un proiect pentru combaterea evaziunii fiscale, un proiect care să crească încasările la bugetul de stat. Totodată, premierul anunță că în perioada următoare vor avea loc discuții cu reprezentanții din sănătate și educație pentru a clarifica nemulțumirile pe care le-au legate de legea salarizării, de salariile care sunt în plată în acest moment, și totodată precizează că au discutat și despre legea bugetului de stat pentru anul viitor. Și Nicolae Ciucă, liderul PNL, a avut un mesaj la finalul ședinței de coaliție. Acesta preciza că au fost clarificate aspectele legate de noua lege a pensiilor. De asemenea, a precizat și faptul că pentru bugetul de anul viitor, liberalii au cerut să fie alocați bani pentru investițiile care se derulează prin programe precum Angel Salini sau PNDL, și de asemenea să existe un buget semnificativ la Compania Națională de Investiții. Sunt discuții care au avut loc aici la Vila Lac, în contextul în care legea pensiilor a fost puternic contestată, iar Ministerul Finanțelor spunea că nu sunt banii pentru aceste majorări salariale. La finalul coaliției de guvernare, practic, s-a decis ca legea pensiilor să intre în linie dreaptă, să treacă de Parlament în procedură de urgență, și precizau liderii coaliției că va exista finanțare pentru a acoperi atât indexarea de la 1 ianuarie cu 13,8%, cât și recalcularea pensiilor din luna septembrie.